Bine v-am regăsit, dragi prieteni iubitori de povești, la Bucuria Poveștilor. Astăzi vă spun o poveste despre artă și tablouri. Nu știu dacă vă place arta, dacă sunteți pasionați de pictori, de picturi. Sigur că este un domeniu atât de vast și de larg despre care am putea să vorbim foarte multe lucruri și poate și voi, dacă sunteți pasionați, dacă studiați, dacă desenați, uite, ați putea să-mi scrieți dacă vă place să desenați, ba chiar să-mi trimiteți diverse desene ale voastre să le văd și eu. Ei bine, astăzi vorbim despre un pictor foarte, foarte pasionat de tablouri cu poveste. Adeseori, tablourile au tot felul de povești, care mai de care mai interesante sau mai captivante. Unele sunt abstracte, adică nu le înțelegem așa privindu-le cu un ochi pasager. Altele sunt realiste, altele suprarealiste. Sunt tot felul de picturi. Ei bine, picturile realizate de acest pictor tânăr și pasionat de artă erau cu totul speciale. Ba la un moment dat s-a făcut o expoziție concurs într-un faimos muzeu din lumea aceasta mare și ce credeți? Câștigătorul a fost el. Tema credința. S-au înscris mulți pictori. Până la urmă, să realizezi un tablou despre credință și au zis mare parte dintre ei, nu e chiar atât de complicat. Sunt atâtea subiecte care pot fi abordate din acest domeniu pe care le poți așeza pe o pânză. Ce mare lucru să realizezi un tablou despre credință. Când el însă a fost câștigătorul, unii dintre cei care au trecut prin fața tabloului au fost extrem de intrigați. N-am înțeles de ce a câștigat el și n-a câștigat celălalt tablou. Ba mai mult, a venit unul dintre vizitatori. Are o greșeală tabloul lui. O greșeală? Au spus oamenii și cu toții s-au adunat în fața tabloului. Știți așa cum se întâmplă la Louvre când vizitezi Mona Lisa, da? Sunt oameni adunați în număr cât de mare să observe tabloul. Așa și aici toți erau adunați în fața tabloului și se uitau să vadă greșeala. Care e greșeala? Ce, vedem un peisaj, o ușă de intrare într-o casă. Care? Știu! Fiți atenți! A spus unul dintre vizitatori. Ce ai văzut? Uite, vedeți acolo? Ce? Și nu mai arăta cu degetul, că nu-i fiu. Acolo, în tablou, se vede. Ce se vede? Întreba. Nu vedeți că nu are încuietoare pe afară? Nu are cineva să înțelegi? Numai, se vede doar încuietoarea din interior, adică clanța, oameni buni, clanța. Uitați-vă, nu e clanță, nu e... chiar, ia uitați-vă, păi ce ușă e asta care are numai pe interior o clanță și pe exterior nu deschid, nu poți să deschizi, nu. Dar chiar așa? Păi tabloul ăsta e greșit. Dar de ce a câștigat? Au început oamenii să se agite, să pună întrebări, să... Și tânărul pictor era acolo printre ei și stătea și îi asculta pe toți cum își exprimau părerea. Tocmai asta e ideea. Care? Păi asta e ideea, să nu existe încuietoare și clanță pe exterior. Nu înțelegem, mai clar, asta înseamnă credința. Ce? Oameni buni, priviți la tabloul acesta, ce vedeți în el? Păi, îl vedem pe Iisus în fața unei uși închise și vedem și interiorul casei și ușa din interior. Exact, credința nu are nevoie de încuietoare și de clanță pe exterior. Pentru că Dumnezeu bate la ușa inimii noastre, dar nu El este Cel care deschide. Cel care trebuie să deschidem suntem noi. Deci doar noi putem deschide ușa, să-L lăsăm pe Dumnezeu să intre. Atunci au înțeles oamenii.
și-au aplaudat și s-au bucurat și și-au dat seama că da, despre asta este credința, să avem poarta inimii noastre deschisă pentru Dumnezeu. Așa că atunci când mergeți într-un muzeu de artă, să priviți mai cu atenție tablourile din fața voastră. Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Thank you.